Statul român va angaja avocați pentru procesul cu Pfizer. Asta după ce companiile Pfizer și BioNTech au anunțat inițierea unor proceduri oficiale împotriva României pentru a o determina să-și respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri COVID-19 plasate de guvern ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene semnat în mai 2021. Războiul vaccinurilor continuă și în plan intern. Fostul premier Florin Câțu îi acuză pe actualul premier Marcel Ciolacu și pe ministrul sănătății Alexandru Rafila că ar fi comandat 40 de milioane de doze în ianuarie 2022, acuzație pe care Ciolacu o respinge. Fostul premier liberal Florin Câțu face acuzații grave la adresa premierului Ciolacu și a ministrului sănătății Alexandru Rafila. În ianuarie 2022, pe 7 ianuarie 2022, Ciolacu și Rafila au făcut o comandă de 40 de milioane, aproximativ 40 de milioane de doze. Așa cum îi cunoaștem toți pe Rafila și pe Ciolacu, niciodată nu ar fi mers Ciolacu mai departe să comande 40 de milioane de doze în ianuarie 2022, fără acordul lui Ciolacu. Acest lucru vă spun foarte clar și să vină Ciolacu să ne spună că nu știa el nimic de așa ceva până acum. Și a venit. Marcel Ciolacu a negat toate acuzațiile, ba chiar s-a declarat curios să afle în detaliu cum s-au cheltuit banii în pandemie. El a anunțat că statul român va angaja avocați în procesul pe care compania Pfizer l-a intentat țării noastre. Aș vrea să aud și eu explicațiile de ce am cumpărat vaccinuri de asemenea sume. O să vedem. E un proces să angajăm avocați. Stau cu ministrul sănătății de vorbă, ministrul finanțelor, nu-i nici primul, nici un ultimul proces. Cu adevărat, nu a avut nicio treabă Partidul Social Democrat nici cu vaccinurile, nici cu măștile neconforme care și acum sunt prin depozite și pot fi filmate, nici cu utilaje cumpărate pentru a defecte, pentru a face măști neconforme,